Festivalul Shakespeare aduce la Craiova nume importante din lumea internațională a teatrului. Toate spectacolele se adresează atât celor mai fini cunoscători ai teatrului internațional, cât și publicului larg. Sunt foarte bucuros că voi, în afară de faptul că vin la această deschidere, voi avea șansa să văd și o piesă extrem de interesantă, 8-7, a lui Robert Lepage, care înnobilează și prin prezența lui acest festival. Avem 2 ani în spate de pandemie, când manifestările de genul ăsta au fost în mare parte suspendate. Lumea are o foame fantastică de cultură. A 13-a ediție pe care o așteptam de acum 2 ani de zile, din păcate, din cauza pandemiei, nu am reușit să o organizăm, dar eu cred că merită așteptarea, pentru că, spre deosebire de alți ani, anul acesta vom avea foarte, foarte multe spectacole de stradă sau în spații unde publicul poate să fie mult mai aproape decât de actor, decât într-o sală de teatru. Toată lumea credea că această minune va dura numai câteva zile. Nu a fost așa, pentru că, uitați, ne aflăm la 28 de ani de la inaugurarea Festivalului Shakespeare și încă viețuim. Până undeva peste 160 de evenimente vor bucura publicul festivalului nostru în peste 20 de spații. Aproape 700 de artiști din întreaga lume ne vor bucura. Avem și un spațiu neconvențional pe care lansăm în această ediție, Valletta Towers. După o ediție 2020 online, spectatorii se bucură să fie față în față cu actorii, fie pe scena Naționalului, fie în alte spații outdoor. Mi se pare un eveniment extraordinar care a lipsit. Eu am venit de la București special pentru acest eveniment și aștept cu mare emoție să iau parte la reprezentație. S-a organizat după 3 ani acest festival minunat pe care îl așteptam cu toții după lunga pandemie. Este un scenariu pe care l-a făcut Robert Lepage, regizorul care este și actor în seara aceasta, împreună cu un grup de co-scenariști, dar este în principal povestea vieții lui, pe care o joacă cu foarte mult succes în Canada, unde a fondat un teatru în orașul natal Quebec, se cheamă Diamantul, Le Diamant. Și în seara aceasta avem o șansă enormă de a-l avea pe Robert Lepage, invitatul Festivalului Shakespeare din Craiova. Festivalul Internațional Shakespeare a debutat cu un sclipitor 3-in-1 Robert Lepage, care semnează scenariul, regia și interpretarea piesei 8-8-7. Pornind de la micile drame cotidiene ale familiei sale din Quebec, regizorul își poartă publicul prin istoria agitată a orașului, de la înființarea Frontului de Liberare a Quebecului din 1960 până în prezent. Cu o scenografie revoluționară, 887 a hipnotizat publicul, în sală aflându-se și excelența sa, ambasadoarea Canadei în România. La finalul piesei, regizorul lui Robert Lepage i s-a înmânat Premiul Internațional Shakespeare de către Institutul Cultural Român și Festivalul Internațional Shakespeare. Este o mare onoare pentru mine la această sărbătoare a teatrului pe care o reprezintă Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova să fiu chiar la deschidere și să am onoarea de a înmâna acest premiu oferit de Institutul Cultural Român. Vă mulțumim pentru asta, vă mulțumim pentru acest parteneriat pe care vrem să-l continuăm în anii care vor veni. Și vă doresc aceeași energie în continuare și inspirație. Thank you very much. I'm very honored, very moved by all this. Mulțumesc foarte mult, sunt onorat și emoționat să primesc acest titlu. Sunt onorat în special să mă aflu pe această scenă, în fața acestor oameni minunați. O plăcere uriașă să-mi pun în scenă piesa aici, în România. Mulțumesc încă o dată și sper să mă întorc aici, la Craiova, cu o piesă shakespeariană. Dramaturg, regizor de teatru și film, actor, Robert Lepage s-a născut în Canada în anul 1957. A primit de-a lungul timpului numeroase premii internaționale, fiind denumit geniul regiei contemporane de către criticul Peter Brook.